dimineață lângă lac pescarul amator. Își cântă numai pentru el un cântecel ușor. Pe lacul mare și adânc va pescui cu spor. Și vește mult va ridica pescarul amator. Și cântecul când îl aud trililuliluli, de el toți peștișorii fug trililuliluli. De vrei să prinzi cu undița, știi pește cât mai mult. Am o metodă strașnică, hai spune că te ascult. Eu de cârligul undiții atârn mulți viermișori. Și ce faci de noi, ispitești pe pești cu viermișori. Atârn atunci un gând acasă, le fiu pe plac. Dar pește lui poate că nu-i priește la stomac. Îi dau atunci bani și spun, a ține 4 lei. Și du-te în piață și-ți alege hrana care vrei. Sistemul meu e și mai bun ca să prins pește mult. Hai zi, te rog, mai repede, sunt gata să te ascult. Nu-ți trebuie niciun dițe, nici sfoară, nici gândac. Cu un simplu ceas și un făcăleț, la pești le vii de hac. Ce faci cu ceasul, poți să-mi spui, cred că ai nebunit. Așa sistem de pescuit eu n-am mai auzit. Iei ceasul și-l așez pe țărm când peștii vor veni. Să vadă câte ora în cap cu băț să-i voi pocni. Dar într-o zi ghinion a avut pescarul amator, ca pescuit fără permis și-l prins un păzitor. Ce faci aici, pescuiești? Eu nu, cine ți-a zis? Păi n-ai în mână un cârlig, de el un vierme prins. Da, ai dreptate, i-am răspuns, am un cârlig și un băț. De el am prins un vierme și să noate îl învăț. Dacă vreți mult pește să mâncați, cu toată încrederea vă rog la noi să vă adresați. Un pește mare, uite așa, un somn sau un crăcean, vi-l pescuim cu undița în maximum un an. Un pește mare, uite așa, la masă vi-l servim, cu undița vi-l pescuim direct din magazin. De dimineață lângă lac pescarul amator își cântă numai pentru el un cântecel ușor. Pe lacul mare și adânc va pescui. Bine ați venit la evenimentul de astăzi, intitulat simbolic Pescar de Visuri. Eveniment ce are loc în cadrul monitorizării proiectului denumit Reabilitarea Turnului de Apă și transformarea lui în centru cultural de expoziții. Proiectul acesta a fost implementat în 2014 și până în septembrie 2015. Fondurile au fost obținute în cadrul unui program operațional pentru pescuit, LIMPOC 2007-2013. Finanțarea a fost 100% nerambursabilă. Ce să vă mai zic? Proiectul a durat 12 luni, valoarea proiectului fiind 419.000 de lei. În proiect, obiectivele specifice au fost, bineînțeles, reabilitarea turnului de apă și transformarea lui în centru de expoziții și zona de recreere pentru pescari. De dimineață lângă la pescarul amatoră își cântă numai pentru el un cântecel ușor. Pe lacul mare și adânc va pescui cu spor. Și vește mult va ridica pescarul amator. Și cântecul când îl aud trililuliluli, de el toți peștișorii fug trililuliluli. De vrei să prinzi cu undița, știi pește cât mai mult. Am o metodă strașnică, hai spune că te ascult. Eu de cârligul undiții atârn mulți viermișori. Și ce faci de noi, ispitești pe pești cu viermișori.
Atârn atunci un gând acasă, le fiu pe plac. Dar pește lui poate că nu-i priește la stomac. Îi dau atunci bani și-i spun.